Bună seara din nou, după o pauză publicitară bogată, reluăm emisiunea împreună cu domnul inginer Cornelie Velișcu, fondatorul grupului de firme Melcred. Stimați telespectatori, spuneam înainte de pauză că una din cauze ar fi globalizarea. Dacă vă aduceți aminte de Clubul de la Roma, anii 1970, oamenii de știință, oamenii deștepți, au constatat că resursele minerale ale Terei sunt limitate. Fiecare resursă minerală mai poate asigura consumul Pământului, mă refer la glob, 100 de ani, 50 de ani, 70 de ani, 200 de ani, 500 de ani și așa mai departe. Și atunci oamenii cu mai multă minte în cap au spus, haideți să facem economie, dar cum să facem economie? Să nu mai consumăm? Nu se poate. Dar cum să consumăm mai puțin? Cum să consumăm mai puțin? Cel care are vârful de tehnologie cu maxim de eficiență energetică, cu un minim de consumuri materiale, să aibă piața deschisă, globalizare. Adică produce, are cea mai perfectă tehnologie din toate punctele de vedere, are cel mai mic preț și el câștigă piața. Și atunci, globul își menține o serie întreagă de resurse pe o perioadă cât mai lungă. Excepțională idee. Numai că ce se întâmplă de atunci, efectele n-au apărut imediat, nu și-au dat seama sau nu au luat și măsuri ca efectele secundare a acestui lucru excepțional să nu apară. Și care e efectul secundar? Cei bogați sunt din ce în ce mai bogați și din ce în ce mai puțini. Iar cei săraci sunt din ce în ce mai mulți și din ce în ce mai săraci. Asta discutând la pe mapa mond. Ce nu s-a făcut? Păi dacă am luat decizia asta, ăla bogat, e normal, de la zi la zi e mai bogat, ia mai mult. Dar ia și din ceea ce trebuia să facă și ăla mai sărac, e adevărat, consumând mai multe resurse, dar nu devenea atât de sărac. A uitat să își reîmpartă acel profit, la urma urmei, nemeritat, pentru că s-a convenit ceva și s-a în așa fel să îl fi împărțit și la ceilalți ca să nu se înmulțească sărăcia, să nu se înmulțească numărul săracilor, să se poată ține un pas cât de cât la bun simț cu aia bogați. Vă dați seama, nu putea să aibă tot mapa mondului, iaht, avioane, gărzi de corp, așa, insule. Nu. Dar cât de cât, măcar pâine și mămăligă. Că vorba aia, Andersen a avut grijă, că puteai mânca o bucată de pâine la miros de friptură. Aia e altă poveste. E o poveste tristă, spunem noi, care ne aducem aminte din copilărie. Și atunci, uitând și de alții, având grijă numai de noi, a apărut această criză, stimați telespectatori, care este o criză profundă, o criză de sistem. Prietene, va renunța bogătașul la o parte din averea lui să o împartă cu săracul? Nu. Topic. Nu, da, nu. Întrebarea e utopică. Da, că nici eu cred că nu. Eu nu spun că la bogatul, prin diverse sisteme stimulative, nu va face o fundație cu care să facă niște blocuri sau niște... Nu va renunța. Problema, eu o pun din mai multe puncte de vedere. Odată, Clubul de la Roma era un club de gânditori. Așa era făcut. Nu s-a semnat niciun acord
între state. Da, s-au scris cărți. Da, e adevărat. S-au făcut referate. Așa este, expozeuri. Da. Așa este, de mare valoare și de mare interes. Așa este. Și au spus puncte de vedere acolo oameni de marte, grei, cu tot grei. Grei, da. Treaba este, teoretic, este foarte bună. Nu? Chiar ați spus dumneavoastră. Problema este în ce măsură țările mai sărace, inclusiv România, au fost în stare să producă ceva care să poată fi cerut în lume. Deci să aibă și au un procent cât de mic în economia mondială. Mondial, exact. Din păcate și ceea ce aveam cât de cât înainte de 90, S-a distrus. Păi, din diverse interese, nu spunem care, da? Că a trebuit să fie distruse. Păi dacă ocupăm locul 2 în lume la instalații de forare, da. E un exemplu numai. Deranja tare, de tot. Da. Numai să se rugau turcii de alții. Le dădeam noi instalații și platforme. Și platforme, da? Și închidea conflictul repede cu Grecia. Ei, cine a avut capacitatea de a produce ceva de care să aibă nevoie toată lumea sau o mare parte, încă e bine. Încă e bine. Acum mi-a venit în minte India. Țara contrastelor. Da. Extraordinar. Și din punct de vedere al specialistilor... De la bomba atomică, la reactor, abia apă din Gange. Din punct de vedere al specialiștilor în IT, da, sunt extraordinare. Cred că sunt vârful. Sunt extraordinar. Înghite toată lumea specialistul indian în domeniu. Extraordinar. Din păcate, cine a câștigat din treaba asta? Cine a putut să folosească forța asta de muncă specializată? Marele concerne. Da. Și India tot n-are. N-are suflu, ca asta să spun. Asta e o altă problemă. Racolarea creierilor este o problemă mondială. Este. Normal ar fi, măi, Românie sau măi, India, ți-am luat 1 milion de minți luminate, lași ție 100 de miliarde cât ai cheltuit cu ăștia să înveți carte. Nu știu ce. Da? Observați că cu China lucrurile au fost altfel. Pentru că tot o lăcomie a capitalismului. Da, da. Numai că chinezii a zis așa, băi, nu-mi luați oameni. Păi, dar trebuie să spunem cu ce au făcut. Folosiți-i acasă. Aici, acasă. Învățați-i. China, două sisteme, da? O țară, două sisteme. Da. Foarte frumos. Dar acum Trump zice, stai, domne, că nu mai vreau să iau din China. Deși investitorii sunt americani. Da. Este interesant ce va fi acolo. Piața americană este mare, mare consumatoare de produse chinezești. Așa este. Știți, pe vremea socialiștilor, da, se spunea despre capitalism că e societate de consum. Așa și este. Cinstit, vă spun, așa și în este. Vremea aia... Nu prea credeai. Nu înțelegeam. Nu simțeam, da. Nu înțelegeam. Ce e societate de consum? Nu înțelegeam când vedem că se aruncă la coșul de gunoi niște lucruri care pentru noi ar fi fost utile. Nu știam că se aruncă. A, nu știai? Nu știam că se aruncă. Mai știau. Că n-am ieșit pe afară. Da. Foarte interesant. Eu n-am să uit toată viața la Lozan, pe malul lacului Lozan, lângă un castel, după aia am aflat că era o locuință a justiției. Acum mulți, în 1980. Seara am oprit pe bancă să-mi iau masa de seară, o conservă de nu știu ce era și cu o bucățică de pâine. Și a ieșit o duducuță, bineînțeles, bine îmbrăcată, aranjată, cu doi de loi. Și le-a mirosit pateul ăla.
Și mi le-a răsturnat jos. Bun, a fost o situație haslă. Bineînțeles, nu le-am ridicat, l-am lăsat să le mănânce. Femeia era în stare, nu știu ce să facă, dar în seara aia n-am mai mâncat, că eu aveam câte o porție pentru fiecare. Gândit, programat. Plecat de acasă. Până și pâine o luasem pe felie așa pe zile, da. Da. Păi cu 50 de dolari nu puteai să stai o săptămână. O săptămână, cum să stai săptămână? Oi, aici sunt multe de povestit. În 89 am fost în Japonia cu o diurnă de 10 dolari pe zi. Nimica pentru Japonia. Doamne, era imposibil. Era imposibil. Ce să vă spun? Jenant. Era jenant. Acum eu ca eu, că am stat 2 zile, 3 zile în total. Dar mă gândeam la personalul diplomatic de acolo. Au bani lăsați, nu? Nu, eu nu spun minciuni, eu spun ce-am văzut. Nu știu ce-ai văzut, dar... Să stea un consilier al României și să aștepte capetele de la șuncă, ca să spun așa, alea cu codiță, era jenant. Pentru mine a fost jenant. Colonele, dar, întâmplător, da. 12 ani. Exportam la vremea aia multă mobilă în Japonia. Mai exportam. Nu știu. Numai în Japonia. Piața rusească era plină de mobilă românească. Da, mobilă românească, da. Deci carnea de porc lua... culmea, mergea și spre vest și spre est. Aveam contimurile astea mari. În Japonia, în piață, se vindea partea din mijloc de la aripioarele de pui, românești, făcute cu niște condimente de ale lor. Am gustat și eu. Nu se mâneau cu condimentele noastre, dar erau foarte bune. Dar deci au ajuns acolo, da? Dumnezeu am făcut de-am desființat tot ce am începusem de bine de rău să intrăm în sfera asta globalizării, ca să spun așa, că despre asta pornisem. Da? Ce-s pescuitul? Nu mai aveam nicio navă de pescuit, nu mai aveam conserve de pește și așa mai. Sunt multe. Dar hai să mergem la globalizarea asta noastră, că mulți o să înțeleagă chiar că o criticăm. Nu! Ea n-a fost adaptată la condițiile care... Dom'le, înainte de Revoluție, de evenimentele, că poate că unii nu înțeleg bine, era un principiu al integrării în întreprinderi. Lucru pe care eu, pe postul de conducere, de secție, de întreprindere, nu îl înțelegeam pentru că știam economie. De ce trebuie să-mi fac atelier, dau exemplu real, un atelier de acoperire de cromare, când aveam de cromat, poate că... 5 piese pe an. Hai, dăm un exemplu mai... Și exista la CFS un atelier. La 2 pași auto, da. De ce trebuia să fac, eu să cheltui bani, să specializez oameni, să fac băi speciale de după aceea de tratare, ca să nu stricăm mediul. De ce trebuia să facem de toate? Deci specializarea de care clubul de la Roma a vorbit și care până la urmă s-a transformat în globalizare. Așa a apărut Uniunea Europeană. Da, da? De ce să vin cu două vapoare din Anglia în Europa, unul în Franța și unul în Germania, că pot să mă duc cu un singur vapor încolo și să mă întorc cu un singur vapor înapoi și mă costă prețul aproape la jumătate. Corect. Așa a început Uniunea Europeană. Deci... O să spun eu, această specializare, că până la urmă globalizarea a apărut datorită, sau a inclus specializarea, da? Luăm din China anumite subansamble. Facem în România nu știu ce rost din țate, în Iași, da? Care se iau... Hai, dă un exemplu ca să arătăm românilor noștri, că și noi suntem...
O, verigă. Ce va acolo în, cu trenurile de aterizare de la BMT? Cu ce? Trenurile de aterizare pentru avion. Ei, n-am știut. Anumite piese. Și singura care face în lume. Ei, ia uite. Și încă mai facem. Și încă facem. Asta este frumos. Asta e fosta fabrică mecanică de la combinată de fibre sintetice. Asta înseamnă BMT. Da, uite, noutate, n-am știut. Bineînțeles, modernizat. E adevărat că fibrile sintetice avea, de exemplu, în domeniul construcției de mașini... Era o fabrică constructoare de mașini avea acolo. Da, era mult mai dotat decât unde eram... Decât altele. Decât da. Unde eram eu. De cuvântul meu, era o plăcere. E, au fost oameni buni acolo, oameni cu știință de carte. E, deci această specializare, care este cât se poate de normală. Și noi am spus aici, în emisiuni, că și în România ar fi trebuit să păstrăm câteva produse pe baza căruia să facem specializare la un șir întreg de alte firme dinaintea procesului de asamblare. N-am făcut-o. Pe urma asta, câștigă cine a știut să se organizeze. Cine a avut știința managementului. Sau cine a avut capitalul. Și fără capital nici nu discutăm, da? Nici nu se poate discuta. Sau poți să discuți, dar timpul până să obții performanță e lung. E lung. E lung. Da, hai să vedem acum. Uniunea Europeană face niște eforturi fantastice de a avea niște bani, de a strânge niște bani, de a îi aduce pe diverse căi, în așa fel încât să injecteze bani în economie ca să scoată economiile din impasul în care se află. Crezi că această împărțeală este într-un fel proporțională ca toți să iasă din impas sau fiecare și a partea leului în funcție de putere? Sunt două aspecte aici. Unul este cel de împărțeală, sau trei, da. Unul este cea de împărțeală, care s-a stabilit și, până la urmă, șefii de state au fost de acord cu această împărțire a celor 700 și ceva de miliarde de euro, da? Care putem să o discutăm și pe asta. De ce în România numai atâta? De ce în Spania numai atâta, de ce în Franța mai mult, de ce în Germania și mai mult. Din punctul ăsta de vedere, România poate spune că e mulțumită. Eu spun la fel, dar vreau să și explic de ce spun la fel. Ca bani. Că mi-e frică că nu o să-i consumăm. Sigur nu-i consumăm. Sigur nu-i consumăm. Deci, dacă țările străine, inclusiv oamenii de afaceri occidentali, au o anumită cultură de perspective, ei au proiecte pregătite, mai fac o leacă de lobby la Bruxelles și se face un program pentru străduțe. Da? Nu pentru autostrăzi, pentru străduțe. Valorificarea urbanistică a marginilor. Și acum, ca să îți dau direcția. Proiectul, deci ei fac proiectele înainte. Noi încă nu avem nici măcar idee ce vom face exact cu banii. Exact. Dacă ne dau banii ăștia, ei spun, v-am dat, bun. Și dacă nu încercăm să luăm banii, să ținem pasul, decalajul se va mări. Da. Iar banii respectivi, în loc să-i utilizăm noi, îi iau tot ei. Și iar se mărește decalajul. Da, da. Ca să nu mai spun că încă nu s-au dat drumul la bani. Încă nu s-au dat drumul la bani pentru tema asta, da? Dar întreb, eu n-am auzit, poate că știți noastră, poate că... Dom'le, ce s-a pregătit pentru a folosi banii ăștia? În afară de niște compensații la forța de muncă, eu nu știu să se fi gândit un program. Dom'le, cu banii ăștia băgăm în partea, ultima parte de la irigații și ajutăm fermierii.
cu, uite, facem un program împreună statul, împreună cu partenerii privați, da? Și facem depozit de legume. Prietene, dar ce faci tu dacă ești ajutat, ai depozit de produse, poți asigura marketurile și magazinele tot timpul anului, ai irigat și ai o producție constantă, începi să-ți reduci prețurile de cost, nu faci concurență la celelalte țări, ba da, și crezi că te apreciază sau te nu vor trebuie sprijini, să mă aprecieze ei. Te vor sprijini? Bănuiesc că nu cu, cu flori și cu, cu bucurie, și cu entuziasm. Nu trebuie luptat? Ba da. Pentru că asta fac și ei. Lupt. Se luptă. Bineînțeles. A, ei luptă pentru că sunt mai mulți? Nu. Și luptă pentru țara lor. Ba da, da. Sunt și mai mulți parlamentari, ca să zic așa. Sunt și mai Germania mulți. Germania are 101. Da. Mai mulți în Consiliul European, da? De adevărat asta. Știu să și negocieze. Știu să și negocieze, noi nu știm. Din păcate. Au știința. Au știința asta, experiența. Și experiența, tradiția. Da. Deci e greu pentru noi. Oricât ar fi, ne-ar trebui ca mulți oameni care să știe să negocieze, să știe să cedeze pentru Italia, dau exemple total nerealiste, ca să zic așa, sau nereale, să cedeze la cerințele Italiei, ca și Italia să mă ajute să obțin bani pentru irigații. Am dat un exemplu din ăsta banal. Doamne, politica și într-o țară este o problemă. Da, păi la nivel european, da, păi la nivel global. Fără luptă și fără specializare, fără eforturi ale guvernanților, ale consiliilor locale și județene, fără să pregătești oameni pentru diverse domenii, nu vom putea înainta. Mie îmi pare rău să spun, dar din păcate nu vom putea folosi banii ăștia. Și au trecut de la aprobare, nu știu, vreo 3 luni. Da? Da. Suntem în septembrie. Mai am o ultimă întrebare. Câteva țări, Olanda, ei cap de listă, Austria, Germania, Franța, Italia, Cipru și așa mai departe, au acaparat prin multinaționale aproape 60% din economia României. Aportul la acest 60% din economia României la PIB este doar de 20%. Normal, ar trebui să fie cam de aceeași valoare, dacă nu mai mult, pentru că productivitatea muncii, se spune, a unei multinaționali, este peste o firmă normală. Ai vreo explicație? Hai să ți-o dau eu. Am explicații. Dom'le, dacă e multinațională, înseamnă că mama e în altă parte. Da. Păi, ce vrei să facă copilul din România? Decă să-i dea bani mame. Păi da, nu? Vă aduceți aminte când pe aeroport Otopeni se găseau diversi indivizi cu câte 2 geamantane cu bani? E, atunci băncile străine nu aveau mame în România. Acum e simplu, le transmite electronic. Cornel, în loc de concluzii pe tema de astăzi. Ce mă doare? Ce te doare? Da, multe, din punct de vedere economic. Multe mă dor. Și cel mai mult mă deranjează lipsa de acțiune efectivă. Dom'le, finanțistul, da, se joacă, gândește cu banii care îi are. Da? Dar sectorul economic trebuie să gândească el și să-i spună finanțistului, fă pe dracu în patru și dăm banii ăștia, pentru că dacă fac lucrul ăsta, vom câștiga peste 10 ani, nu știu cât, sau peste 3 ani. Deci, eu nu văd, din păcate, acțiuni, nici măcar la primăria noastră. Am văzut niște propuneri care se fac.
asemenea, le-am ascultat, le-am citit, le-am documentat. Trebuie să cheltuie o grămadă de bani pentru un pasaj subteran, nu știu unde. Care va rămâne pentru Iași și în amintirea tuturor reșenilor. Și atunci când vei trece prin Podul Roș în maxim de viteză legală, permisă, ai să ai o mare satisfacție. Când o să fie gata. Când o să fie gata. Când o să fie gata. Nu vreau să critic. E ceva început, ca proiect vorbesc, da? Știu. Există. Nu vreau să critic. Da. Stimați respectatori. Dar în Podul Roș nu se va rezolva problema numai cu ceea ce s-a gândit și acolo. Pe desus și pe deasupra, într-un final se va rezolva. Vă mulțumesc pentru răbdarea de a ne asculta. Îi mulțumesc lui Cornel, domnului inginer Cornel Velișcu, pentru participarea la această emisiune, dorindu-i multă sănătate, fericire și tot ce își dorește dumnealui. Și eu ce aș putea să vă spun? Să vă dorește dumneavoastră multă, multă sănătate, că e mai bună decât toate. Și nu uitați, nu mor caii când vor câine. O seară bună!